Bună seara, stimați telespectatori, noi vedem la emisiunea Realitatea în Politică. Sunt Titi Sultan, vom dezbate astăzi aspecte legate de statul de drept și identitatea națională. România este stat de drept, democratic și social, așa spune Constituția la aliniatul 3 al articolului 1, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile cetățenilor, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme în spiritul tradițiilor democratice ale poporului român și idealurilor Revoluției din decembrie 1989 și sunt garantate. Evident, statul de drept este acel stat care presupune domnia legii, presupune forța dreptului, nu dreptul forței, însă este strâns legat de noțiunea de suveranitate, de separația și echilibrul puterilor în stat, pentru că suveranitatea națională, aici ne referim strict la articolul 2, aparține poporului român, care o exercită prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum. Important este că niciun grup și nicio persoană nu pot exercita suveranitatea în nume propriu. Evident, identitatea națională este un aspect deosebit de important al democrației constituționale, al principiilor statului de drept, pentru că statul recunoaște și garantează persoanelor aparținând minorităților naționale dreptul la păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identităților etnice, culturale, lingvistice și religioase, iar măsurile de protecție luate de stat pentru păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității persoanelor aparținând minorităților naționale trebuie să fie conforme cu principiile de egalitate și de nediscriminare în raport cu ceilalți cetățeni români. Un aspect important este și stema țării. Veți vedea că nu întâmplător discutăm despre imaginea de pe stema țării, care practic reprezintă tradițiile istorice, aspecte ce țin de continuitatea unui popor, de identitatea națională, iar lipsa acestor imagini care practic prezintă aspecte ce țin de această identitate, de tradiții, de istorie, ar duce la punerea sub semnul întrebării a unei democrații autentice și a protecției drepturilor și libertăților fundamentale. Vom discuta, evident, și despre ceea ce știți foarte bine că s-a expus în spațiu public legat de forța juridică a actelor Curții de Justiție a Uniunii Europene, la modul general, comparativ cu legile interne, dar și cu legea fundamentală. E foarte important acest aspect. Vom dezbate și alte aspecte care țin de probleme legate, eu zic, de organizare internă la Institutul Combaterii Comunismului. Vom vedea imediat despre ce este vorba, însă un singur aspect vreau să mai remarc, faptul că odată ce România adera la Uniunea Europeană, și aici mă refer la articolul 148 din legea fundamentală, tratatele constitutive ale Uniunii Europene au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne cu respectarea prevederilor actului de aderare, deci dispoziții contrare din legi interne. Evident că și actele de revizuire ale tratatelor Uniunii Europene sunt obligatorii pentru statele membre, inclusiv și în cazul României, pentru că articolul 148 spune clar, iar atunci aderarea la tratatele constitutive ale Uniunii Europene, scopul transferării unor atribuții către instituțiile comunitare, s-a făcut în România cu votul a 2/3 din numărul deputaților și senatorilor.
Despre aceste aspecte voi discuta cu invitații mei speciali din această seară și evident cu alte aspecte pe care probabil telespectatorii, dacă vor interveni în direct cu noi prin numărul de telefon afișat pe ecranul televizorului, vor dori să afle amănunte legate de situația economică actuală a României, de situația pandemică, profitând de prezența echipei de lux pe care o am în această seară în platoul Capital TV. Încep cu doamna profesor Ecaterina Andronescu, fost ministru al Educației și Cercetării. Bună seara, domnule ministru! Bună seara, mulțumesc pentru invitație și la mulți ani telespectatorilor dumneavoastră! Domnul senator Sorin Lavric, senator din partea AUR în Parlamentul României. Bună seara, domnule senator! Bună seara, bine v-am regăsit! Vă mulțumesc pentru invitație și la mulți ani tuturor românilor! Și domnul profesor universitar dr. Ioan Gherghina, președinte ADER, vicepreședintele Asociației Române de Pediatrie, supra-specializat în imunologie și alergologie. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, vă mulțumesc și de asemenea la mulți ani tuturor cetățenilor României și mai respectatorilor dumneavoastră. Mulțumesc! Aș începe cu domnul senator Sorin Lavric. Alianța pentru Unirea Românilor a introdus în Parlamentul României propunere legislativă care vizează modificarea stemei României. Articolul 12 din Constituția României spune că stema țării și sigilul național sunt stabilite prin legi organice. Vă rog. Da, este propunerea noastră legislativă pe care am înaintat-o Consiliului Legislativ. De ce am făcut asta? Pentru că stema României de astăzi este un hibrid, este o corcitură, rezultat în urma unui șir de avataruri. Să ne amintim că prima stemă a României ca stat modern a fost stema Principatelor Unite, care a fost adoptată imediat după venirea lui Carol I în țară, în 1867, așadar la un an de la venirea lui, când el era încă domnitor. Și stema aceea, în fine, potrivit simbolilor heraldice de atunci, avea în frunte, deasupra pajurei, pe capul acvilei, o singură coroană și era o coroană de aur. A urmat războiul de independență, declararea independenței, Carol a fost declarat în 1881 rege și atunci s-a pus problema schimbării stemei în așa fel încât să corespundă simbolilor monarhiei române. Și atunci, pe lângă coroana aceea de aur, s-a mai adăugat pe stemă sus încă o coroană, o coroană de oțel, simbolică. De ce? Pentru că acea coroană, pe care astăzi o avem în tezaur la Muzeul de Istorie, este o coroană făcută din oțelul unui tun otoman pe care românii l-au cucerit, l-au obținut, l-au căpătat drept pradă de război la Plevna. Și era un simbol al independenței noastre. Și această stemă cu două coroane, una de aur și una de oțel deasupra capului pajurei, a fost stema valabilă a României până la sfârșitul perioadei interbelice, adică până la instaurarea comunismului. Și în 48, mă rog, după abdicarea regelui Mihai, au venit comuniștii și au schimbat pe de-a întregul stema și au venit cu o stemă hilară inspirată de simbolurile sovietice, cu tractoare, cu furnale, cu spice de grâu și tot așa după tiparul epocii de atunci. Și această stemă schimonosită a fost valabilă până în 92. Și în 92 puterea revoluționară de atunci, în speță FSN-ul, pentru că el era reprezentat puterea, au schimbat încercând să revină la forma interbelică, dar au ajuns la o formă de compromis în care lipsea una dintre cele două coroane deasupra capului acvilei. Și așa este și astăzi stema României. Este o stemă cu toate simbolurile provinciilor rezultate în urma unirii, dar deasupra capului o singură coroană. Și atunci noi ne-am gândit, hai să ne întoarcem la stema consacrată, verificată de decenii de tradiție, cu două coroane deasupra acvilei. Nu inventăm nimic și în același timp nu avem nici nostalgii monarhice că vrem să restaurăm monarhia. Nu. Vreau să intervin puțin aici pentru că am avut foarte multe discuții în ultimul timp și realitatea este în felul următor. Sunt într-adevăr în momentul de față simpatizanți ai monarhiei, însă potrivit Constituției, forma republicană de guvernământ nu face obiect al revizuirii, spune clar articolul 152. Spuneau, da, domnule, dar putem să transformăm Parlamentul în adunare constituantă și automat schimbăm forma de guvernământ. E imposibil, pentru că
vorbim de putere constituantă originară, asta s-a întâmplat în 1990 când Parlamentul ales în urma alegerilor din mai s-a transformat în adunare constituantă, având menirea ca în 18 luni de la Constituire să adopte noua Constituție a României, altfel se autodizolva, așa spunea decretul lege 92/90. În momentul de față, singura posibilitate ca, asta le spun celor care, modalitate instituțională, care doresc și cred în instaurarea monarhiei în România, adoptarea unei noi Constituții a României. Și aici voința Parlamentului trebuie să fie de două treimi, știm cu toții, Parlamentul ales și transformat în adunare constituantă originară, aici avem o putere constituantă derivată și atunci cu două treimi să, ei să fie de acord cu instaurarea monarhiei în România ca formă de guvernământ. Mai mult decât atât, poporul va fi chemat la referendum. Dacă ajungem la așa ceva. 1990 a fost o perioadă, știm cu toții, generată de căderea unui sistem. E destul de impropriu. Asta ca să fac o paralelă vis-a-vis de cei care sunt susținători ai monarhiei. E dreptul lor, nu zic nu. Nu avem, dar Constituția, da, așa spune, vă rog. Nu avem nici cea mai mică intenție, da, să revizuim Constituția. Ferească Dumnezeu, dimpotrivă, ținem cu dințile aia, pentru că tendința venită dinspre Bruxelles tocmai asta. Păi ai, și acum gândiți-vă că două treimi, PNL, PSD, UDMR, au deja două treimi din parlamentari. Așa cum cere Constituția la articolul 150. Da, numai că chiar dacă vor modifica anumite articole, dar nu cele importante, pentru că știți că în articolul 152 se interzic, perfect, modificarea anumitor articole, exact, cele mai importante legate de unitate, suveranitate, știu, independența justiției. Eu am discutat foarte mult și aspectul ăsta. Domnule, 152 putem să-l modificăm prin revizuire? Răspunsul e nu, că altfel n-ar mai fi introdus în legea fundamentală. Da. Carteul național, suveran, independent, unitar al statului român, forma republicană de guvernământ, integritatea teritoriului, independența justiției și limba oficială nu fac obiect al revizuirii. De asemenea, nicio revizuire nu poate fi făcută dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor și a libertăților fundamentale, precum și a garanțiilor acestora. Astea am explicat și domnului Banu vis-a-vis de reintroducerea unor aspecte. Bună seara, domnule John Ion Banu, la mulți ani pentru Sfântul Ion, sunteți în America, vă ascultăm cu drag. Care e opinia dumneavoastră vis-a-vis, da, de ce a spus domnul Lavric? Mai ales, ne auziți? Da. Bună seara, domnul Sultan, bună seara invitațiilor dumneavoastră, bună seara cetățenilor României, cărora le doresc un an bun și le sugerez să aibă mai multă implicare în viața politică, pentru că fără viața politică nu se poate ajunge la nicio îmbunătățire în stabilitate și stabilitate în identitatea țării noastre. În ceea ce privește inițiativa Partidului AUR, o salut. Consider că este bună, este un fapt care dovedește că AUR-ul a trecut în faza a doua a politicii, că au renunțat la aceste proteste în tot timpul în stradă. Acum sunt în Parlament, trebuie să acționeze ca parlamentar, să-și pună cuvântul într-un cadru legislativ și îi felicit pentru asta. În ceea ce privește schimbarea este un lucru destul de minor, e important să-l avem, dar întrebarea mea este de ce merg numai până la monarhie, de ce nu se duc mai în urmă, la Dacia, la altceva. Deci, probabil că va trebui să fie alesă cu multă grijă și să reprezinte de acum încolo, ca în funcție de tradițiile noastre să nu o mai schimbăm tot timpul, chiar dacă comuniștii au avut dreptul să o schimbe, erau conform doctrinei lor. Deci asta le doresc, să ajungem la o temă care să rămână pe veci neschimbată. Da, domnule senator. Da, mulțumesc, domnul Banu, vă mulțumesc, vă împărtășesc întru totul ideile. Ce ar mai fi de spus este că atunci când am propus această, când am venit cu această idee, imediat au sărit toți și ne-au zis, țara arde și baba, exact, asta e prioritatea. Noi suntem în pragul valului, da, 5, exact, și vă trece prin cap să schimbați nu știu ce în blazonul și în heraldică. Și am zis, Doamne, să vedem ce consiliu legislativ. Au sărit toți, da, pe domnul Lavric, am văzut. Ce roade, da. Uite, așa acum că mi-ați ridicat mie mingea la... Exact, doamna ministru. Pentru că, după părerea mea și din ce văd în sfera publică acum în aceste zile,
problema principală pe care o au românii în afara valului 5 o reprezintă facturile acestea, care sunt uriașe. Și am înțeles că legea care a trecut prin Parlament nu se poate aplica. Atunci Parlamentul, cred că în regim de maximă urgență, dacă aș putea să spun așa, ar trebui să producă amendamentele necesare aplicării acestei legi. Pentru că altfel o parte bună a populației și din păcate cea mai vulnerabilă parte a populației din România se află în suferință. Ori cei care au puterea de decizie trebuie să intervină. Și mesajul acesta nu l-am adus numai către dumneavoastră, l-aduc și către toți parlamentarii, pentru că este o responsabilitate, indiferent dacă ești în opoziție sau ești la putere. Eu n-am înțeles un lucru și de asta este ușor sunt în încurcătură. Atunci când venea o inițiativă din partea guvernului și eram în Parlament, nu m-am amestecat la legislația din domeniile la care nu mă pricepeam, dar pe domeniul învățământului niciodată n-am lăsat să treacă o lege care ar fi putut să producă efecte nocive asupra sistemului. Cu excepția actualei legi, legii 1 din 2011, care a fost aprobată prin angajarea răspunderii guvernului și n-a putut Parlamentul să intervină. Și atunci, sigur, în legătură cu legea aceasta care vizează cumva recompensarea prețurilor uriașe, eu cred că revine Parlamentului obligația, chiar aș spune, să producă amendamentele necesare ca să corecteze lucrurile care o fac inaplicabile. Bineînțeles. Mi se pare că este o extremă urgență. Chiar eram ieri într-o emisiune la un alt post de televiziune și a intrat o doamnă care era la pensie. I-a venit o factură de 700 de lei în condițiile în care pensia ei e sub 1000 de lei. Adică este absolut îngrijorător. Domnule profesor, la mulți ani, pentru că și noi astăzi purtați numele Ioan. Mulțumesc și la mulți ani tuturor Ionilor. Da? Ionilor pozitiv. Da, pozitiv. Sau, mă rog, cum ar fi, dar sunt ai noștri. Ideea cu stema țării e foarte importantă. Nu e chiar minoră. Sigur că sunt probleme care ard acum. Noi știm că, mă refer la elementele care le-ați spus, știm că România mai este contestată și din punct de vedere al perenității ei pe acest teritoriu. Și atunci domnul Johnny Baniu are dreptate să ne întoarcem mai înapoi în istorie. Adică de când e aici poporul din care provenim, nu? Da. Da, contract. Da. De atunci trebuie. Adică nu e o situație, o chestiune minoră, mai ales în zilele de astăzi, cum evoluează lucrurile. Dar totuși, în critica care ați făcut-o actuală sisteme, mai ales după al doilea război mondial, când v-ați referit la spicul de grâu, și imediat mi-a venit în minte care e baza economiei noastre astăzi, când economia industrială a fost distrusă. Nu a rămas tot spicul de grâu? Bineînțeles. Stau eu să vă întreb, și atunci de ce îl criticați așa de... Că l-a pus cine l-a pus? Da, doar atât, admiter vai de mine. Nu, dar ca realitate. Sau care e situația industriei la ora actuală? Păi nu mai este. Păi nu mai este, vedeți? Și lipsește atunci cu desăvârșire, da. Și atunci trebuie, e un lucru foarte serios cu ce ne reprezentăm în ansamblu statelor lumii. Dar este, sigur că minoră pentru că e urgență. Ieri am pus problema eu, tot în emisiunea aceea, că pe oamenii interesează aceste facturi. Nu? Și la doamna care a spus a venit, și la mine a venit gazul de 4 ori mai mult decât a fost în urmă cu 2 luni. Oare de ce? Că nu a spus nimeni de ce. Că România este producătoare de gaz. Și asta am spus. Nu numai că e producătoare. Are rezerve de gaz care o plasează pe locul 2 în Europa. Și atunci ce se întâmplă cu gazul românesc? Cine-l, era să zic o vorbă poate nepotrivită, cine-l manevrează? Pentru că ar trebui să fie pus în slujba țării acest gaz. Ce se întâmplă cu gazul de la Marea Neagră? Astea sunt niște probleme care personal, ca cetățean, m-ar interesa. Cei care răspund de acest domeniu să apară la televizor sau undeva și să ne explice de ce trebuie să crească aceste prețuri, cine ia câștigul ăsta care rezultă din aceste prețuri. La ce folosește? La producție mai mare? Să avem mai mult gaz sau cum? Nu, sunt niște... Dar nu sunt astea probleme care ar trebui să răspundem? Bineînțeles. Da. Bineînțeles.
Știți că România în 2019 a deținut pentru 6 luni de zile președinția Consiliului Uniunii Europene. Da. Și pe toate documentele pe care România le-a produs în cele 6 luni a fost insemnul cu lupul dacic. Eu mă bucuram foarte mult pentru că ne trimitea într-o istorie de care nu avem de ce să ne rușinăm. Sigur, reală. Și care, exact, o istorie reală și care ne asigură cumva în fața celor care ne cunosc puțin sau deloc istoria o continuitate remarcabilă pe care alții o contestă, din păcate. Tocmai la asta m-am referit. Exact, cu exact. Faptul că suntem în situația să fie contestat. Și atunci asta contestat. Ați putea să luați în considerare. Ați primit avizul Consiliului Legislativ? Le așteptăm. Deci este încă acolo. Da, mă bucur, doamna Andronescu, că spuneți asta. Noi ne-am ferit să mai aducem alte sugestii la îmbogățirea STEM-ei. De ce? Pentru că știți că există curentul ăsta de ostilitate cumplit împotriva rădăcinilor noastre dacotracice. Și cum spui ceva despre ele, imediat ești categorisit drept, ești dacopat. N-ai voie să vorbești. Bine, mai ai voie să vorbești. Totul este să îndrăznești, o fac și mă bucur că ați pomenit. Păi am auzit că nu avem voie să mai vorbim de sărbătorile Crăciunului. Da, da. Nu mai avem voie să vorbim de gen. Nu mai avem voie să... Și atunci noi trebuie să facem lucrurile astea? Nici vorbă, mă bucur. Păi și atunci. Adică istoria noastră ne-o negăm, noi suntem de acord. Eu cred că există o categorie de cetățeni care trăiesc aici în România, sunt concetățenii noștri și care au un grad de intoleranță care se apropie de 100%. Nu pot să exprime o opinie care e contrară opiniei lor, pentru că dintr-o dată ai devenit dușmanul poporului. Ori lucrul acesta cred că nu se poate rezolva decât prin dialog. E dreptul meu să exprim un punct de vedere față de ce îi se întâmplă jucătorului Djokovic acum în Australia. Da. Pentru că Djokovic mie mi-a bucurat sufletul în multe din meciurile pe care le-a susținut și pe care le-am văzut la televizor, din păcate. Dar nu poți să ajungi să n-ai niciun fel de opinie când unei asemenea personalități care reprezintă o performanță formidabilă într-o ramură sportivă îi se întâmplă lucruri care te cutremură, efectiv. Și aici concetățenii noștri consideră că n-ai dreptul să-ți exprimi opinia. Ce să facem? Să nu ne mai exprimăm? Nu. Nici vorba, eu cred că trebuie să-i convingem că fiecare avem dreptul la opinie. Și este, un exemplu pentru generațiile tinere. Absolut. Cum a fost Nadia Comăneci. Da. Dacă domnul senator Lazu vrea să mă adauze... Vă rog, sigur. Da. Aș vrea să răspund la ce a spus doamna ministru. Această teamă, această reluctanță a cetățenilor să-și exprime opinia liber, sunt dinții liberalismului care devine mult prea pregnant în lume la ora actuală. Se întâmplă același lucru în Statele Unite ale Americii, de unde vorbesc, unde populismul ieftin, socialismul, ca să spunem așa, dar mai mult liberalismul, începe să câștige prea mult teren și aceasta arată, de fapt, limitele și dinții democrației. Este păcat și va trebui să luptăm împotriva acestei tendințe. De aceea am urat cetățenilor României să se implice în politică, pentru că numai a vota odată la patru ani nu mai este suficient. Trebuie să participi, să-ți explici aspirațiile, să-ți pui opinia, pentru că altfel nu ajungem nicăieri. Domnul Banu, nu cred că e vorba de liberalism în sensul în care am învățat noi, am citit noi despre acest curent. Mai degrabă aș spune că este vorba de un marxism extremist, de tip extremist. Adică nu mi-e mie dreptul de a-mi exprima o opinie. Nu atac pe nimeni cu opinia mea, doar o pot exprima public. Și dreptul acesta la opinie cred că trebuie să rămână și trebuie să te batem să-l avem, să-l păstrăm în continuare. De acord cu dumneavoastră, ar putea să nu fie liberalism, deși pare să fie totuși liberalism, pentru că asta este curentul liberal. Fiecare face ce vrea, pe unde vrea și ce vrea. S-ar putea să fie marxist. N-am vrut să intru prea mult în marxist, eu fiind cumva
Am trăit în comunism, nu se crede că am rădăcini comuniste încă rămase în mine, dar este, uitați-vă ce se întâmplă la ora actuală în Statele Unite, când nu mai poți să spui nimic de toți acești guvern care este la ora actuală. Aș putea să spun, fără să primesc prea multe palme, este o rușine ceea ce se întâmplă. Adică, dar poporul american, ca și poporul român, trebuie să se trezească și să-și exprime mult mai intens opinia. Da, domnul senator Lavric. E drept. Mai voiam să adaug un lucru. Da, este, vă rog. Pornește de la liberalism ideea, dar s-a deplasat în zona extremismului, cum a spus doamna ministru. Din păcate. Asta este. Din păcate, așa este, să știți că ne uităm și noi, pentru că, pentru mine personal, ca să nu vorbesc în numele altora, modelul de democrație americană a fost un model la care m-am uitat cu extraordinar de multă admirație. Și acum nu înțeleg. Nu înțeleg cum să vrei să dărâm statuia lui George Washington, când până la urmă George Washington a fost părintele națiunii americane. Cum să îl scoți pe Shakespeare din școlile superioare. Cum? Cum să faci lucrul acesta? Cum să ceri unui profesor care e șeful departamentului, e vorba de Andrei Șerban, care a venit în țară și a exprimat opinia foarte clară, ca la postul ocupat în învățământ la universitatea unde era departamentul în care lucra, trebuie să câștige postul o persoană care apărținea unui grup sexual. Mi se pare că sunt lucruri pe care nu ni le-am imaginat niciodată că vin dinspre democrația americană, spre alte zone ale lumii, chiar și spre și România. Să fie un criteriu care să te facă eligibil. Exact. Nu criteriul performanțelor profesionale. Dacă mergem mai departe cu alte subiecte legate de modificarea STEM-ei, deci așteptăm un avizul posibil. Nu vreau să invit pe doamna Andronescu să vină la noi în partid, că gândim identic, doamnă, vă aștept cu drag. Depinde, e decizia dânsei. E un lucru care puțin la ureche m-a... Nu vreau să folosesc un termen. Eu nu m-aș fi exprimat niciodată despre Constituția României, indiferent cine a făcut, cine a făcut-o, că ar fi ca o corcitură. Da, cine a zis de Constituție, am zis de stemă. Nu de Constituție, pardon, de stemă. De stemă, de nici de stemă, să știu. Nu mi-aș fi permis, nu mi-aș fi permis un asemenea apelativ deci, pentru dați cuvântul stema României. Era o soluție de compromis la care a recurs FSN-ul. Asta 92. Este altceva. Soluția de compromis. Domnul Lavric, doamna Andronescu, da, este membră PSD din, nu, din 1996, membră PSD, nu FSN. Pe noi ne aude deci multe lume momentul. Aici. Și pe da, legea e din legea privind sistema țării, parcă 104 din 92, dacă din nu 92, mă știu. Nu, mai știu. Da. Nu, nu, cred că s-a mai modificat sistema. Da, bineînțeles că s-a mai modificat în mod categoric. Știți cum, sunt câteva lucruri sfinte, față de care atunci când vorbim despre ele sau ne raportăm la ele, teoretic ar trebui să stăm în poziția de drept. Eu exact. Sunt foarte amărâtă atunci când văd că se intonează imnul de stat și nu știu cetățenii care îl ascultă cum să stea în picioare. În picioare, când asculți imnul, să stă în poziția de drepți. În poziția, eu n-am făcut armata, dar în poziția unui militar. Când vă uitați la militarii care ascultă imnul și care știu lucrul ăsta, stau în poziția de drepți, ceea ce este poziția corectă. Cred că copiii în școală trebuie învățați când ascultă prima dată imnul să ia o poziție corectă. Și de aceea steagul României, imnul țării, stema țării, sunt niște lucruri pe care noi trebuie să le respectăm și prin ce spunem despre ele și prin cum ne raportăm, cum sunt, cum le acceptăm ca niște referințe pentru fiecare dintre noi. Pentru că până la urmă ne reprezintă și ele da, fac pasul înainte revenim noastră. La problemele stringente ale României, da? În momentul de față, domnule Lavric, AUR, evident, este în opoziție, se luptă prin toate mijloacele instituționale să scoată în evidență derapajele pe care axul guvernamental le face sau, în cadrul Parlamentului României, adoptarea și unor proiecte de lege sau propuneri legislative care ar fi în dezinteresul statului român sau cetățenilor români. Și aici mă refer în special la drepturi și libertăți fundamentale. Ce veți face de acum încolo? În condițiile în care, iată,
ne paște un lockdown și aici imediat o să vorbesc și cu domnul Gherghina și probabil cu domnul Adrian Vină, care o să intre prin telefon, deputatul SR. Ce facem de acum încolo? Certificatul verde este o necesitate, dar nu-l avem. Dacă se întrunește Parlamentul în sesiune extraordinară, dar peste 3 săptămâni, nu știu dacă mai are utilitate. Care e opinia dumneavoastră? Noi am fost foarte respicați de la bun început. Certificatul acesta verde nu preîntâmpină nici al 5-lea val, nici al 6-lea și nici răspândirea virusului. Este un mod indirect travestit de a introduce obligativitatea vaccinului. Asta este drama. Și tot ceea ce este, are un caracter imperios și obligatoriu înseamnă încălcarea liberului arbitru. Înseamnă să dăm la o parte secole de filozofie în care gânditorii s-au certat în ce măsură omul este liber prin natura lui, are liber arbitru sau nu. Și au căzut de acord, da, omul are libertate, tocmai de aceea are răspundere în fața conștiinței lui, a lui Dumnezeu și a legii. Și atunci să lăsăm pe el să aleagă. Orice se întâmplă acum, cum s-a întâmplat, ce spunea doamna Andronescu cu Djokovic, să nu-l lași să participe la un turneu doar pentru că a refuzat să se vaccineze, asta înseamnă, cum să zic eu, înseamnă samavolnicie și act despotic discreționar. Asta în privința certificatului verde. Eu îi sfătuiesc pe politicienii aflați în arcul guvernamental și în coaliția de din Parlament să nu introducă, să nu vină cu o sesiune extraordinară, pentru că ei au primit ecouri din țară. Există o stare sedițioasă, de revoltă generală și dacă vor introduce acest certificat verde, se va întoarce totul împotriva lor. Vor stârni o antipatie cumplită. Da, s-a și au simțit-o. Da, domnul profesor Gherghina și apoi domnul ministru. Vă rog. Problema cu certificatul acesta este că s-a făcut în mod deliberat, a fost transformat dintr-un instrument medical în instrument politic, pe care și dumneavoastră l-ați dezvoltat acum. Nu are nicio rol. Scopul nu este certificatul în sine, ca să-ți încalc un drept, ci ca să-ți apăr un drept la sănătate, mă pun de pe poziția mea, la viață, la sănătate, ăsta e scopul. Lumea asta să înțeleagă că cine predează pentru certificat este ca într-adevăr, ca să te convingă că e bine să te vaccinezi, pentru ca să-ți asiguri dreptul la viață și la sănătate. E un drept. Păi eu merg pe ce spune articolul. Deci ăsta e un drept fundamental. Nu numai că am dreptul să nu mă vaccinez, am dreptul să mă vaccinez. Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice. Și mai este ceva. Vă rog, cum să domnul Sultan, poți să intervin? Sigur! Sunt foarte de acord cu domnul Gherghina în punctul dânsului de vedere în ceea ce privește această, să spunem, exagerare a unor măsuri politice în defavoarea unor, să le spunem, opinii medicale. Deci, în medicale primul de rând, specialitate. Să nu uităm, a murit, nu vă mai auzim. Exact, da. Să nu uităm. Da. Continuați, domnul. Ați închis microfonul, domnul Banu. Da, până refacem legătura cu domnul Banu. Nu vă auzim. Nu eu. Imediat să refac microfonul din regie. Deschideți microfonul. Vă rog. Care acolo? Da. Domnul profesor. Da. Deci. Da. Cred că da. Domnul Banu. Eu vă aud. Da, gata. Spuneți. La un moment dat nu vă mai auzeam deloc. Continuați-vă ideea, vă rog. Da. Deci ce vreau să spun, că noi am avut în cadrul emisiunii dumneavoastră un subiect, ce este libertatea? Până la urmă, aici devine, ce este libertatea? Pentru că să nu uităm, libertățile indivizilor nu trebuie să aibă prioritate față de libertățile comunității. De aceea sunt de acord cu domnul Gherghina. Statul, guvernul, lumea științifică trebuie să facă și să ia decizii care să apere comunitatea. Trebuia să o facă de acum un an. Nu contează când, poate să o facă oricând. Ideea asta este. Ceea libertate, până unde libertatea individului are prioritate. Asta este. Și nu sunt chiar foarte de acord cu doamna ministru.
care probabil că îi place Djokovic și mie îmi place, l-am cunoscut personal, dar dacă au care exagerează cu mult mai mult decât România în privința lockdown-ului și apărării sănătății cetățenilor, asta e legea, asta este, cu asta votez, așa trebuie să faci. Unde e lege, nu-i tocmeală. Da, numai că imediat vă răspund. Și de aceea și în Statele Unite foarte multe lume se întreabă și spune cum de poporul american, atât de iubitor de pace, atât de iubitor de dreptate, acceptă ca să aibă un președinte ca Biden. Well, l-au ales, ăsta l-au, trebuie să-l țină până la viitor. Și acest lucru se cam întâmplă și trebuie să se cam întâmple și în România. Domnul Banu, am o rugăminte. Dacă aveți căști, să le folosiți, că vă auzim cu, dacă aveți căști. Am căști. Da? Vă rog, și după aceea intervenim. Deci cam atâta vreau să spun. Da, da. Doamna ministru. Unde mergem pe libertate? Corect, da. Doamna ministru. Păi eu aș da o definiție care a devenit celebră în România imediat după 90. Libertatea mea se oprește acolo unde vă afectez libertatea dumneavoastră. Și cred că este foarte o definiție. Corect. Și foarte cred corect. Că este o definiție pe care ar trebui să o acceptăm în conștientul nostru, pentru că în felul acesta nu afectăm cu libertatea noastră libertatea celor din jur. Întorcându-mă la Djokovic, eu am înțeles că el a primit acceptul de a veni în Australia pe baza unui certificat pe care o comisie internațională i-a validat starea de sănătate și dreptul de a intra în Australia fără vaccinare. Ce s-a întâmplat la momentul intrării în Australia, asta am invocat eu ca fiind, după părerea mea, un tratament absolut inadecvat, indiferent că s-a numit un cetățean Djokovic sau Andronescu sau Banu sau oricine. Adică dacă acestea au fost regulile și eu, când am hotărât să vin în Australia, le-am respectat, pe cele care le-ai stabilit, nu mi-impui alte reguli în momentul în care am ajuns pe aeroport acolo. Asta era reacția mea. Ne punând la socoteală că totuși trebuie să facem, să punem, n-avem cum să nu aducem în prim plan performanța acestui sportiv. A câștigat de 9 ori turneul din Australia, Open Australian. Mai are un aspect tot ceea ce a spus, e foarte corect, dar nu se pune problema că el nevaccinat periclitează pe partenerii de joc. De ce? Pentru că este soluție medicală. El se poate testa la 2-3 zile sau chiar zilnic pe socoteala lui, că nu e o problemă, nu? Absolut. Și atunci se poate dovedi că el este capabil să joace fără să pericliteze pe parteneri. Și atunci, într-adevăr, e de neînțeles această problemă. Exact. Deși, acum ar mai fi ceva de discutat, dar nu vis-a-vis de Djokovic, ci la noi, că tot timpul să, cum ați făcut și dumneavoastră, nu ați, imediat ați invocat dreptul fundamental al individului, al omului, al cetățeanului, dar nu fi vaccinat. Dar dreptul... Dar nu fi obligat să se vaccineze. Dar dreptul comunității, dar fi obligat să vaccineze, dar dreptul comunității, dar nu fi infectat de cineva care nu se vaccinează, cine îl apără? Asta trebuie să-l apere legea. Păi și l-au apărat. De vreme și legea trebuie respectată. Și atunci de ce sunt atâția care încalcă legea? Și pe care unii sprijină, inclusiv. Nu știu, dacă, nu știu. Da, vă rog! Vreau din nou să revin la exact subiectul nostru, identitate națională și suveranitate. Dacă guvernul australian o anumită procedură, de ce o anumită structură internațională să override, să aibă mai multă putere decât guvernul australian? Deci iată, Djokovic trebuie să urmeze regulile Australiei, nu niște reguli internaționale. Regulile au fost stabilite de liderii, de organizatorii acestui turneu, nu din afară. Ei au stabilit regulile. Da, domnul senator Lavrin, vă rog. Uitați cum un caz sportiv se preschimbă într-un litigiu de rezonanță politică planetară, e meritul lui, iar eu, unul care sunt un antivaccinist, n-am cum să nu-l lau și să nu fiu de partea lui.
El are un capital acum simbolic extraordinar, Djokovic, pentru că a făcut figura unui eretic care a încălcat tiparul dogmei universale a obligativității vaccinării. Este un eretic. Pe vremuri îl puneau și îl supuneau unui autodafe, îl ardeau. În privința... Există o lege prin care simt obligat să ne vaccinăm. Spuneați că eu, în măsura în care nu mă vaccinez, trebuie să respect sănătatea colectivă. Deocamdată nu e lege. Păi ei care... E în sertar și ați lăsat-o în sert. Mă adresez dumneavoastră acolo, ca parlamentar. Acolo să rămână. Și acolo rămân și are pe conștiință cei care au pus acolo 64 de decese copii și adulți de rujiolă în ultimii 3 ani. Rujiolă, că nu sunt vaccin. Păi da, dar nu-ți vaccinați. Tot acolo s-a derapat și legea interzicerii vaccinării de către unii. Da, asta e deplorabil. Nu? Tot acolo. Iar aici sunt 60.000 de decese în România, iar în lume 5 milioane pentru că nu s-au vaccinat. Și asta nu-i glumă. De vreme ce un om s-a vaccinat, de ce mai este teamă că s-ar putea îmbolnăvi? Să ajungem unde știm, pentru că tema asta a fost atât de bătătorită și de rostogolită. Vaccinul nu te imunizează, domnul doctor. Dar ce face? De ce folosiți termeni care nu-i stăpâniți? Mă iertați. Ba da, că și eu sunt absolvent de medicină. Păi și atunci? Și atunci ce? Păi dar nu știți bine că vaccinul ăsta nu imunizează? Ba, cum? Mai mult? Ba știu bine că imunizează. Cum? Cum? Haideți să discutăm. Și mie. Da. Vă mai explic o dată. Da. Și doamna Andonescu. Oameni care se îmbolnăvesc după ce au făcut și al treilea booster. Aia e altceva. Nu înseamnă că nu s-a imunizat. Ba da. Nu, nu, nu. În primul rând, vă mai dau un lucru, o idee înainte de a dezvolta treaba. Decesele de la Balș au fost evaluate și s-a văzut că 92% din decedați nu au fost vaccinați. Asta nu vă spune nimic? Vă întrerup două secunde, da. Domnul Dorin din Deva. Rapid, dacă aveți o întrebare pentru invitați. Vă rog, bună seara și la mulți ani. Alo? Da. Vă auzim slab, puțin mai tare, da. Dacă se poate. Bună seara, mă numesc Dorin din Deva. Nu vă auzim. Dorin. Da, eu vă aud decât... Acum vă aud, da. Din Deva. Vă ascultăm. Întrebarea pentru invitați. Aș dori și eu să-mi exprim punctul de vedere referitor la ce se discută la dumneavoastră în platou. Vă rog. Un minut. Deci se vede clar că sunt neputincioși a convinge poporul român să se vaccineze. N-au reușit să convingă, n-au o soluție palpabilă să demonstreze că acest vaccin este cu adevărat bun. Face bine. Dar nu se vede, se vede cu... Eu nu am pregătire prea mare. 8 plus 3. Dar îmi dau seama că cei care umblă să ne vaccineze sunt neputincioși a ne convinge. Sunt neputincioși. N-au la îndemână subiectul convingerii. Am înțeles. Nu. Bun. Și să care ne răspunde doamna Andonescu. Am înțeles, mulțumim pentru intervenție. Am trecut în boală și știu ce înseamnă. Am înțeles. Dar ceea ce se face acum cu mască, cu fără mască, nu ne spune ce timp, numai că ne amendează. Umblă numai cu speriatul. Nu se poate. Am înțeles. Așteptați răspunsurile. La doamna ministru. Vă rog. Da. PSD-ul să aibă grijă că dacă continuă toată așa o să pierde toți pensionarii ca votanți. Înțeleg și am mai comentat la începutul acestei emisiuni tocmai pe această temă a modului în care oamenii primesc factorile și a celor mai vulnerabili, adică a pensionarilor. Am comentat. Aveți dreptate, nu vă pot contrazice. Acum, dacă îmi permiteți, eu spre deosebire de domnul Lavric, n-aș încerca să-i conving pe alții să nu mă vaccinez. Eu sunt vaccinată. Și am mai explicat public de nenumărate ori, m-am vaccinat pentru că am sperat că să reiau cursurile față în față și mi-am dorit să mă duc la curs și să-i văd pe studenți în amfiteatru, nu într-un ecran niște insemne că s-au logat la curs, dar n-am încercat și nu încerc în continuare să-i conving pe alții. În momentul în care eu am hotărât acest lucru, înainte am citit. Am citit și cu posibilitățile pe care mi le-a dat Dumnezeu de înțelegere și cu experiența profesională, că și asta a contat fără îndoială, am înțeles că vaccinul acesta, chiar dacă nu mă ferește de infectare,
totuși mă ajută să fac o formă ușoară care nu m-ar duce la deces. Așa cum spune domnul profesor și cum s-a întâmplat cu cei mai mulți care au murit aici, în țară. De aceea nu înțeleg de ce în comunicare cei care au obligații directe, mă refer în speță la Ministerul Sănătății, din momentul acela, n-a ieșit să spună. Vaccinul nu ne ferește de infecție, ne putem reinfecta, dar facem forme ușoare. N-au fost morți, atâția morți în Israel, unde infectările au fost într-un număr foarte mare, n-au fost morți în Anglia, unde infectările de asemenea au crescut exponențial și așa mai departe. Deci aici cred că trebuie să fie lăsat omul să citească, să vorbească cu medicul de familie care poate îi cunoaște patologiile de care suferă și să ia decizia, pentru că până la urmă decizia pe care o iau eu pentru mine nu mi-o poate impune altcineva. Dacă eu o impun altcuiva sau altcineva mi-o impune, generează în mine o reacție de adversitate față de vaccin și față de toate lucrurile acestea. Da. Ce domnul mai trebuie profesor spus, ca să răspund la întrebările și a domnului și a dumneavoastră, că vaccinul nu este eficient 100%. Asta s-a spus și se știe. 95%. Deci 5% la scara a 100.000 de vaccinați rezultă un număr important care au o vaccinare neeficientă. Asta este un aspect. Și atunci apar oameni care se îmbolnăvesc. Ține de sistemul imun pe care l-ai. Ați spus că nu dă imunitate, că nu imunizează. Orice substanță străină de organismul nostru este respinsă de sistemul nostru imun. Ea este așa numită antigen și împotriva acestui antigen non-self apar anticorp. Da, apar anticorp și limfocite activate împotriva lor. Sunt antigene non-self care sunt străine de antigenele self care sunt ale structurii organismului nostru. Și atunci orice vaccin provoacă imunizare, dar nu la scară sau întotdeauna la nivelul cel mai eficient. Poate să fie unii s-au testat după vaccinare anticorpii și au avut 7.000, unul a avut 16.000, unul 24.000 dintre cei din jurul meu. Deci nivelul anticorpilor. Iar alții au avut 60 sau 80. Iată că imunizarea există, dar diferită de la persoană la persoană. Da, nu mă convingeți. Nu mă convingeți. Știți bine ce reacție adversă cumplită. Cu ce nu vă conving? Că provoacă imunizare. Dar cu cei care au murit și dacă erau vaccinați, nu mureau. Nu știu dacă așa este. De ce nu vorbiți de cei care au murit din cauza reacțiilor adverse, din cauza miocarditei? N-au murit din cauza miocarditei. De coagulare intravasculară. De coagulare au murit. De coagulare intravasculare. Cu anumite vaccinuri. Reacția nu vreau alergice. Să le spun eu aici. Da. De ce nu vorbiți de oxidul de grafen care există? Acele nanoparticule. Mai vreau să vă spun ceva, că a fost un argument foarte important împotriva vaccinărilor în general. Și ca un mercur și nu știu ce, și mă s-a dovedit că nivelul din vaccin este mai mic decât nivelul din laptele matern. Și unde provine din alimentația obișnuită, care aduce toate aceste substanțe. Și atunci? Eu mă bucur că aveți atâta încredere în aceste trusturi farmaceutice. Ați deplasat problema într-o zonă politico-economică. Păi, n-am cum. Eu v-am citat decesele. Decesele care s-au întâmplat la nevaccinați. Și cel mai mult mă dor cele ce s-a întâmplat cu rujiola în România. Asta da. Pentru că au murit persoane care nu mureau, copiii în special, dacă erau vaccinați. Da, asta și-a dovedit eficiența. Da. Și a ajuns acum pe plan mondial, mortalitatea cu acest virus la 5 milioane echivalează, cum am spus înainte de emisiune, cu decesele realizate de variolă înainte de vaccinare. Care a fost stăpânită prin vaccinare. Deci vaccinarea imunizată împotriva variolei. Acolo sunt de acord. Fără doar și asta nu e vaccinare? Ba da. Cu asta de ce? Spuneți că nu imunizează. Pentru că mortalitatea acestui COVID nu depășește cu nimic pe cea a gripei, iar cazurile pe care le spune nu e adevărat. Mă iertați. Ba da, sunt niște statistici măsurite. Ultimele statistici, eu le-am urmărit pentru că mă ocupam de vaccinările copiilor din țară, la un moment dat, în mod oficial. Și au murit între 100 și 200 începând în 2016 pe an în România de gripă. În special persoane adulte, dar de toate vârstele. Da. Care dacă erau vaccinate, poate nu mureau. Deci și gripa omoară. Ori,
cum puteți compara cu mortalitatea în gripă și că nu o depășește, când acolo 100-200 pe an și aici au fost 60.000 în 3 ani? Păi și dacă vă zic că statisticile sunt măsurite, sunt falsificate. Păi, deci dacă treceți dincolo la o chestiune foarte discutabilă, că nu credeți în ce spun instituțiile abilitate. Da, pentru că medicii noștri sunt intimidați. Atunci putem contesta orice. Medicii noștri sunt intimidați de cei care conduc colegiul medicilor. Sunt amenințați. Dacă nu spun adevărul... Colegiul medicilor nu s-a implicat, decât dacă este sesizat ca un tribunal. Președintele colegiului le-a tras atenția medicilor să nu aibă alte opinii decât poziția oficială, științifică, pe care o are guvernul și domnul Arafat. Domnul senator, iertați-mă, în profesia mea... Și ce aveți cu domnul Arafat? În țară. Ce știți despre domnul Arafat? Ce văd la televizor. Atât. Deci nu știți că a făcut un sistem de urgențe în România care este invidiat pe nivel mondial. De salvare, eu am fost în urmă cu 10 ani la un congres la Academia din Franța în care și-a prezentat acest proiect și care a fost foarte bine văzut de toți participanții de acolo. Bun, astăzi el este privit ca un salvat. Păcate, trebuie să luăm un moment de publicitate. Revenim în aceeași echipă, pauză, rămâneți pe Capital TV și revenim.
Am revenit în platoul Capital TV, stimați telespectatori, partea a doua emisiunii Realitatea în Politică, Statul de Drept și Identitatea Națională, titlul emisiunii noastre de astăzi. Dezbatem aceste aspecte și alte care țin de actualitatea, alte aspecte care țin de actualitatea vieții interne, alături de doamna ministru Ecaterina Andonescu, domnul senator Sorin Lavric, senator AUR, și domnul profesor Ioan Gherghina, președinte ADER și vicepreședintele Societății Române de Pediatrie. Mergem mai departe, că l-am întrerupt pe domnul Lavric în a exprima punctul dânsului de vedere legat de imunizare. Vă rog. Nu, intrasem într-o mică polemică cu domnul doctor și spuneam că privesc cu mare suspiciune viziunea aceasta medicală, potrivit căreia un val după vine după un alt val. Deja poți să anticipezi când va fi următorul val. Domnul Rafila ne spunea la sfârșitul anului trecut că pe 15 ianuarie exact va veni al 5-lea val. Ce antene, ce virtuți clar văzătoare are dânsul? Se calculează viteza, știu și eu comunicatul. Viteza de mulțire a infecțiilor. De 4 ori a crescut față de 3 săptămâni în urmă infecția la București și în Ilfov. Și vă zic că rata asta este mai mult comandată politic. Eu așa simt și așa o simt. Cum să fie comandată infecția politic? Cum? Explicați-mi cum. Că prin comandă medic. Politică. Comandată de politică. Trebuie să justificăm lockdown-ul și atunci mărim prin mass-media. Știți că dacă nu suntem vaccinați și se mulțesc infecțiile, nu avem alte soluții și nici n-a fost în lume și în istorie decât lockdown-ul. Nu avem alte soluții. Că altfel se moare pe capete. Singura soluție este imunizarea naturală de turmă, domnul doctor. Atât. Imunizarea naturală e posibilă și asta dacă se forme ușoare, numai că dacă e număr mare de infectați, chiar dacă mor mai puțin, va fi și număr mare de decese. Bun, deci nu, prețul va fi prea mare. Și atunci mai trebuie vaccinat prin vieți prețul. Indiferent că mor puțin, dar sunt multe mii din care, dacă se adună puțin la fiecare mie, fac iarăși multe decese. Bun, ce facem cu versatilitatea asta a virusului, care schimbă structura și proteinele? Așa face și a făcut și virusul și HIV și al gripei. Păi cu virusul gripei o ținem de zeci de ani, așa. Da, și nu moare, oricum, mortalitatea nu este... Și ne vaccinăm anual. Și mortalitatea nu este atât de îngrijorătoare ca să justifice se speră că lockdown se, și un colaps. Se speră că se... Păi nu, dacă să ieși dintr-o situație, trebuie să faci lockdown. Nu trebuie să faci niciun adică lockdown. Lași oamenii să moară. Domnul, capătă imunizare. Da, sigur, vă rog. Aș vrea să răspund la această discuție între doctor și domnul senator. În primul rând aș zice că valul acestea vine în urma petrecerilor, revelioanelor, nu a condițiilor politice. Iar a doua, care este cel mai important, aș spune ca noi, omenirea, să nu-și piardă crederea în știință. Știința este ceva ce Doamne, Doamne mi-a dat, a muncit pentru unde suntem acum și trebuie să avem încredere în rezultatele științei, pentru că ea ne ține în forma în care suntem acum. Deci cam asta este opinia mea. Iar în ceea ce privește domnul senator, iar nu vă auziți este foarte adevărat, este foarte adevărat, dar va trece o grămadă de timp până când aceasta se va produce, pentru că mutațiile nu sunt doctor întâmplător, însă soția mea este doctor și aud tot timpul aceste lucruri și le retransmit, ca să spun așa, dar imunitatea naturală ar dura un pic prea mult, deci mai bine să ne vaccinăm. Și costuri prea mari, costuri prin decese prea multe. Știți, eu acum pornind de la ce spunea domnul Banu, și eu constat că pandemia asta, din păcate, a mărit falia dintre diferitele grupuri socioprofesionale sau sociale. Și încrederea în instituțiile statului a scăzut substanțial, aproape pot să spun că se duce asimptotic către zero, ceea ce este absolut greu de mers mai departe și greu de îndeplinit misiunea. Dumneavoastră aveți o funcție publică. Dumneavoastră, cred, eu din punctul meu de vedere vă spun ca dascăl, am considerat că asta face parte din misiunea mea de dascăl. Să nu îi îndepărtez pe studenții mei prin ceea ce spun, să devină neîncrezători, ci dimpotrivă să îi ajut cu argumente să
aibă încredere în știință, să aibă încredere în școală și așa mai departe. Și atunci pun și eu problema aceasta dumneavoastră cu funcția publică și noi să aveți responsabilitatea să număriți acest spectru al neîncrederii în instituțiile statului, pentru că și Parlamentul face parte dintre instituțiile statului. Două secunde, scuze prin telefon, domnul Adrian Vină, deputat USR, bună seara, la mulți ani, mulțumesc pentru bună intervenție. Bună seara și la mulți ani. Puțin mai devreme, nu știu dacă ați urmărit, domnul senator Lavric, senator din partea AUR, a spus că numărul cazurilor și alte aspecte ce țin de pandemie sunt comandate politic. Care e opinia dumneavoastră? Numărul cazurilor? Infectați. Și, da, numărul de infectări. Da. Și numărul de decese chiar, nu? Domnul, da, vă rog. Este, mă rog, o afirmație în linia conspiraționismului, care este clasic. Aura decredibilizării instituțiilor, autorităților, a oricăror date oficiale și acreditarea unor mistificări flagrante. Interesul este unul politic, bineînțeles, nu are legătură cu realitatea din punctul meu de vedere, ca medic care am lucrat în COVID și am văzut cu ochii mei cum se testează, cum se moare de COVID, ce înseamnă COVID. Sigur, această ușurătate cu care decredibilizează și vaccinarea și testarea și purtarea măștii și măsurile de prevenție a condus la catastrofa care a trăit la România. Care am în valul 4. Mai multe nu cred că merită spuse la această poziție sau afirmație. Ce să spunem, suntem în plină curbă exponențială de creștere a valului 5 și adevărat, Omicronul este o variantă care dă mult mai puține forme grave de boală și mult mai puține decese, din fericire. Pare să fie tranziția spre endemie, spre epidemie, de să ajungem la o perioadă în care să conviețuim cu un virus care dă ori răceli ușoare, să folosesc acest termen popular, de acum încolo. Pare că anticorpii obținuți în urma trecerii prin boala Omicron dau imunitate și față de varianta Delta, în măsura în care această variantă Delta periculoasă ar mai reveni într-un fel. Deci suntem, să zic, din acest punct de vedere, într-un punct foarte bun al istoriei acestei pandemii, în punctul în care pare că nu mai are mult și se va stinge ca și formă de agresiune biologică, mă rog, forma cu care am fost familiar cei care am văzut și am lucrat în sistem. Este o veste bună, mutațiile Omicronului sunt spre o afectare pulmonară, adică generează o afectare pulmonară mult, mult mai ușoară. Concentrația de virus în celulele pulmonare este de 10 ori mai mică comparativ cu Delta. Important. Sigur, persoanele vulnerabile, cele cu boli cronice, cele care au un echilibru biologic fragil, pot fi decompensate de o astfel de infecție, cum pot fi decompensate și de gripă, de altfel, de aceea insistăm în fiecare toamnă pentru vaccinarea persoanelor vulnerabile și împotriva gripei, dar mă rog, ca formă atât de agresivă, m-am asistat în valurile 3 și 4, pare că nu vom mai asista în acest val 5 și cu atât mai puțin după. Da, domnul senator Lavne, vă rog. Două secunde, domnul deputat, vă rog. Vă salut, bună seara, domnul Viner. Nu vă contest afirmațiile. Nu noi am decredibilizat această campanie împotriva COVID-ului, ci chiar autoritățile medicale. Când un om s-a vaccinat, i s-a spus de la bun început că vaccinarea îi va da imunitate. După aceea i s-a zis că mai trebuie să facă un rapel, pentru că prima doză n-a fost suficientă. Apoi s-a ajuns la al treilea booster. Acum ți se spune că intervalul între rapeluri trebuie să se scurteze tot mai mult. De la 6 luni s-a ajuns la 4 luni și vă întreb cât vreme va mai dura acest șir de rapeluri, câte valuri vor mai veni și câte tulpini rezultate din versatilitatea chimică a acestui virus vor apărea. Puteți să faceți o prezicere?
domnul Avric, niciunul dintre vaccinurile pentru virusurile respiratorii nu a dat imunitate absolută, adică imunitate împotriva infecției în sine, ci doar într-un procent foarte ridicat. Inițial, după primele două doze, după vaccinarea completă pentru varianta originală, imunitatea împotriva infecției era de peste 90%. Sigur, în timp, am observat cu toții o scădere a activității neutralizante a acestor anticorpi, care nu se mențin o viață întreagă. De altfel, majoritatea vaccinurilor pe care le facem în copilărie, din calendarul vaccinal, necesită rapeluri, două, trei, DTP-uri, ore-uri, toate se fac cu rapeluri. Asta este știința vaccinală. Așa se imunizează oamenii. Toate vaccinurile, de exemplu la HPV, la vaccinul împotriva virusului papilomatozei umane, sunt trei vaccinări pentru a obține o imunizare completă. E bine, evident, nimeni nu știa pentru un vaccin nou, pentru un virus nou, pentru o boală nouă, care va fi comportamentul, interacțiunea cu activitatea neutralizantă dată de vaccinare. Iată, în timp am aflat că activitatea neutralizantă scade, se menține tot protecția față de forma severă de boală și față de deces, se menține la nivele mult mai ridicate decât protecția față de infecția în sine, care, fără rapel, este undeva la 30%. Deci la cineva care a făcut doar două doze, la varianta Omicron, protecția față de infecție este doar cam la 30% comparativ cu protecția față de Delta obținută imediat după punerea celor două doze. De aceea se recomandă a treia doză. Pentru pacienții vulnerabili, a patra doză în Israel s-a făcut doar pentru pacienții imunodeprimați, deci cei care în urma inoculării nu dezvoltă răspuns imun, de exemplu pentru pacienții cu HIV, vaccinarea împotriva virusului hepatitei B se face chiar și de 3 ori, iar gripa, chiar antigripul, se face și de 2 ori peste 2. Deci pentru pacienții imunodeprimați știam dinainte că sunt necesare mai multe rapeluri, cum avem în practica medicală, cum spun, și pentru alte boli. În Israel au decis să protejeze, să ofere protecție suplimentară pacienților vulnerabili printr-o a patra doză. Nu pentru toată populația, repet, doar pentru populația vulnerabilă și pentru cadrele medicale, care interacționează cu persoane vulnerabile și pot fi vector de boală către persoane la care boala ar putea fi fatală. În rest, nicăieri în lume nu se face doza a patra de vaccin. Este recomandat boosterul, cum spun, deci doza a treia, la distanță în unele țări la 4, la 5, la 6 luni, pentru a face față acestui val, sper ultimul, acestui val de Omicron. Omicron are o contagiozitate 4-5 ori mai mare comparativ cu Delta, deci probabilitatea de infectare este mult mai mare, deci activitatea neutralizantă trebuie să fie mai înaltă. Eu sper și cred și mulți dintre specialiști consideră că este ultimul val prin care vom trece, val de dimensiuni care să umple spitalele și să fragilizeze sistemul medical. Pare a fi ultimul după, mă rog, ce lasă în urmă imunitatea colectivă pe care lasă din urmă o infecție atât de masivă într-un interval atât de scurs de timp, deci nu o să mai fie populație respectivă pentru următoarele valuri. Și da, vaccinarea, sigur, ar fi fost instrumentul de preferat pentru valul 3, pentru valul 4, de exemplu, în România, ar fi murit mult mai puțin oameni. Gândiți-vă că doar în octombrie am avut o mortalitate de 44.000 de oameni, de dublu față de media lunară prepandemică, iar în întreg anul 2021 am avut cea mai mare mortalitate din istoria de după al doilea război mondial din România, la 340.000 de oameni, în timp ce media mortalității anuale în România nu depășea 260.000. 262, 263, 259, depinde de an. A fost o catastrofă în 2021 și dacă comparați absolut toate țările, rata de vaccinare este cea care a decuplat curba de infectare de curba de mortalitate. Deci în toate țările cu rată de acoperire vaccinală mare, mortalitatea în urma COVID a fost mult mai mică. Nu mai spun că, practic, umplând spitalele cu pacienți cu COVID, patologia non-COVID
nu a mai avut acces în spitale în România, din păcate, și jumătate din excesul de mortalitate, de fapt, este pe patologie non-COVID, tocmai din cauza faptului că n-au mai avut acces la sistemul medical. Adevărata catastrofă va urma în anii care vor veni, pentru că această inaccesibilizare a sistemului de sănătate public a dus la întârzierea și tratamentului și descoperirii foarte multor cancere. Vom vedea, din păcate, o explozie de tuberculoză și cancer în 2022, care este rezultatul faptului că nu am reușit să avem practica medicală curentă, bazală, în România, de monitorizare, de screening, de depistare precoce. Toate liniile terapeutice și circuitele au fost întrerupte din cauza excesului de pacienți cu COVID, care, repet, ar fi putut fi prevenit printr-o acoperire vaccinală mai mare. Sigur, au fost și deficiențe în campania de informare, de comunicare. Ea, după cum știți, nu a fost la Ministerul Sănătății. Ministerul Sănătății, din nefericire, nu a avut un rol instituțional în această arhitectură care a fost concepută pentru vaccinare. Șeful CNCAV a fost premierul. Și, mă rog, comunicarea a fost cum a fost, accesul, contracomunicarea sau dezinformarea a fost brutală. Efectiv a intoxicat mare parte din populația României și am ajuns la catastrofa valului 4. Acum, sigur, în valul 5, cum spun, lucrurile vor sta din în ciuda faptului că vor fi foarte, foarte multe infectări, decesele vor fi puține sau, mă rog, în platou. Da. Domnul Avi, vreau să mai întrebe ceva. Vă rog. Domnul doctor Viner, știți foarte bine această ipoteză conspiraționistă, cum că în vaccinuri există niște nanoparticule de oxid de grafen care au un efect devastator asupra pereților vasculari, provocând leziuni și apoi acel sindrom de coagulare intravasculară. Dar ați obținut ce... Vă rog, spuneți-mi părerea dumneavoastră. Ați obținut în România. Spuneți. Chiar nu mai are sens să mai răspândim astfel de fake news-uri. Deci e o fantasmagorie, nu? Este o intoxicare, este o minciună primitivă, sigur. Am vrut motivați să vă știu părerea. Ce? Puteți motiva de ce? Nu trebuie să motivez de ce. Cei care dezinformează trebuie să justifice dezinformarea. Informațiile corecte se găsesc în sursele oficiale, deci dacă am înțeles bine, conține particule de grafen? Sau nanoparticule de oxid de grafen, care provoacă leziuni foarte mari în peretele vascular. Acolo se repet leucocitele, apar coagulări, tromboze și asta duce la sindromul de coagulare intravasculară diseminată. Trombozelor intravasculare este de cel puțin 6-7 ori mai mare în COVID decât după vaccinarea contra COVID. Deci dacă vrem să ne protejăm de tromboze intravasculare în perioada unui val pandemic cu acest virus, ideea este să ne vaccinăm, nu să nu ne vaccinăm. Înțelegeți? E o diferență de cel... Doamna ministru Andronescu! Domnul doctor Viner Andronescu, sunt și vă spun că apreciez modul în care dumneavoastră v-am văzut discutând și în Senat în mandatul trecut și de câte ori vorbiți aplicat, după părerea mea. Eu, de exemplu, la școală, în laborator, aș avea cu ce să detectez oxidul de grafen. Am lucrat cu el, știu ce este și am putea cumva elimina acest fake news, dacă el circulă pe internet într-un număr extraordinar de mare de aprecieri, lumea care nu știe nici ce este oxidul de grafenă și aude, citește că se întâmplă numai nenorociri, s-ar putea să-și creadă și să-și piardă încrederea. Eu nu am vaccin, dar dacă aș avea câteva picături de vaccin, din el aș putea să spun, să ies public și să spun, nu conține oxid de grafenă. Dacă ar conține, aș spune de asemenea, conține oxid de grafenă, că nu-mi permit profesional să spun minciuni. Ideea este că de 30 de ani asistăm la o decredibilizare constantă a vaccinării. Dar cum se combate? Cum spun, de 30 de ani inițial vaccinurile au fost incriminate ca fiind sursă de autism, ca și conținând mercur, formaldehidă,
Păi acum stați că facem, putem să facem un stop cadru. Vaccinurile clasice aveau resturi de virus, de exemplu, care erau atrofiate, care erau atenuate cu ajutorul formaldehidei sau unei sări de mercur. Asta nu este. Dar concentrația era insignifiantă. Era absolut fără nicio legătură cu vreo consecință. De acord, clinică. De acord. Așa, pentru că, uitați, eu vreau să vă spun că... mai puțin decât în laptele matern. Da, apropo de laptele matern, noi am avut o colaborare cu maternitatea Polizu, profesorul Suciu de acolo, și domnia sa ne-a rugat să încercăm să facem analiza laptelui de mamă de la mame provenind din zone geografice diferite, din România. Am fost șocați să detectăm plumb în laptele de mamă. Da. Și sigur că prima întrebare pe care ne-am pus-o, de unde vine acest plumb? Ne-am adus aminte că ani de zile, mulți ani de zile, benzina cu care circulau mașinile aveau tetraetil plumb. Ca urmare, acel plumb se găsește în sol. De acolo plantele îl iau și îl duc în animale și laptele de mamă. Domnul John Ion Banu, președintele Partidului Național Română din America, vrea să întrebe ceva. A crescut cu 10 puncte după eliminarea benzinei cu plumb. Da. Da. Domnul Giulio Banu din America vrea să vă întrebe ceva. Vă rog, domnul Banu. Da, vă rog. Da. După emisiunea aceasta se devin și aș vrea să spun domnului Dorin vineri că nu sunt de acord cu pesimism gânsului în ceea ce privește descoperirea de tratament pentru întrebat boli inclusiv cancer. Din potrivă, aș spune că coronavirus este un exemplu de cum viața politică, conducătorii politici trebuie să influențeze și să impulsioneze aceste cercetări. Și aici aș face referire la președintele Trump, care a trecut peste orice procedură standard de până atunci în Statele Unite și a impulsionat masiv descoperirea vaccinului pentru coronavirus și ar trebui să luăm exemplu de la aceasta și să-i mulțumim, nu neapărat să-i mulțumim personal, dar să fim mulțumiți că dânsul a impulsionat și în felul acesta curba deceselor a scăzut foarte mult. Deci eu sunt mult mai optimist în ceea ce privește cercetările medicale. Și cred că ăsta este ceea ce persoanele politice, cum domnul senator Lavin, ar trebui să impulsioneze, inclusiv în țara noastră, și să canalizeze ei bani către Institutul Farmaceutic din Iași. Da, domnul Viner, vă rog. Să știți că n-am înțeles și n-am auzit foarte bine întrebarea. Dacă puteți reformula? Da, deci dânsul a spus că dumneavoastră sunteți pesimist în privința... Altceva a spus dânsul. Nu? Vă rog. Domnul doctor Viner, domnul deputat, a spus altceva. Că din cauza infecțiilor masive, bolile cronice au fost mai neglijate. Ăsta-i cuvânt. Sau nu au putut fi să se bucure de aceeași asta a spus domnul Vine. Și atunci cancerele, ca și alte boli cronice, au evoluat nefavorabil. Asta a vrut să spun. În etapa asta. De aceea, când am avut Ministerul Sănătății, am insistat pentru partajarea practică a secțiilor non-COVID cu saloane dedicate pacienților care au în același timp și infecție cu COVID. Pacienții, practic, la începutul pandemiei, pacienții cu COVID, indiferent de afecțiunea subiacentă sau concomitentă, erau internați cu infecții COVID și erau privați, practic, de asistență medicală de specialitate. Domnul deputat, ce spuneți acum mă determină să nu credeți, să nu luați reacția mea ca pe una acidă, dar nu pot să nu vă întreb. Ce a căutat domnul Voiculescu la Ministerul Sănătății, care n-avea niciun fel de calificare superioară, nu mai vorbesc de calificarea în medicină, și de ce n-ați fost dumneavoastră Ministrul Sănătății? Asta cred că ne-ar fi adus mai puțini morți, pentru că ați fi luat niște măsuri adecvate momentului.
cum spun, au fost luate măsuri. Una dintre ele a fost practic partajarea secțiilor non-COVID a acordat asistență medicală și pacienților care au concomitentul de infecție cu SARS-CoV-2. Deci, practic, crearea de coridoare, de culoare, de circuite care să permită asistența medicală de specialitate, de exemplu, a unui pacient cu accident vascular cerebral sau cu infarct, care concomitent este și infectat cu SARS-CoV-2, pe de o parte, pe de altă parte, sigur, și în timpul mandatului pe care l-a servit USR-ul la Ministerul Sănătății, să știți că medicii de familie au făcut testări, li s-au dat, li s-au distribuit teste. Nu este o noutate, acum ce anunță domnul ministru Rafila. Medicii de familie au testat, li s-au dat chiar testele gratuite și echipamentele necesare de la DSP. Au introdus aceste rezultate într-un program care era exportat ulterior în coronaform. S-au făcut evaluări în afara spitalului. Noi am insistat să fie introduce spitalizări de zi pentru evaluarea inițială a pacienților cu COVID care urmează să nu fie spitalizați și pentru care li se scrie doar rețete la domiciliu. Deci toate aceste lucruri au funcționat și în valul 3 și în valul 4. Sigur, acum sunt prezentate ca fiind lucruri noi, sunt acum, iertați-mă, nu vreau să mă considerați că am partipriuri, că încerc să fiu un om cât se poate de obiectiv. Dar uitați-vă, fac un calcul simplu. Au fost testați în această parte a anului școlar elevii din școli, în ultimele două săptămâni sau trei săptămâni. Au fost depistați circa 400 de elevi infectați cu acest nenorocit de virus. Și am făcut socoteala. Dacă n-ar fi fost testați și dacă nu s-ar fi izolat imediat cazurile acestea, înmulțiți 400 cu 30 de elevi cât sunt în clasă și am fi ajuns la o cifră uriașă. 12.000 de elevi ar fi putut fi infectați. Cei 12.000 de elevi infectați ar fi multiplicat enorm numărul celor infectați. Deci testarea a fost extraordinar de importantă și de aceea continuarea testării în școală ar fi fost absolut necesară chiar din prima zi de după anul nou. Numai că s-a oprit. Din păcate n-au ajuns testele la... Eu am militat constant pentru acest lucru. Testarea, izolarea inițială este un instrument de control al pandemiei. Cel mai bun, după părerea mea. Esențial. Da. În ceea ce privește tratamentul, din păcate, încă nu avem un tratament specific accesibil pacienților din România și nu vom avea pentru valul 5. Da, antiviralele trebuiau să fie în farmacie. Antivirale, nu există antivirale eficiente. Favipiravirul, singurul antivirat sub formă de comprimat care ar fi putut să fie în farmacie, să știți că are eficiență zero. Nu se folosește nicăieri în lume, cu câteva excepții. Să avem studii, din păcate, eficiența lui este zero. Nu previne evoluția spre formă severă de boală și nu previne decesul, din păcate. Remdesivirul, cel care este eficient, și previne până la 80% din evoluțiile spre formă severă, este formă injectabilă, nu se poate administra, din păcate, decât în spital, și este... Poate la medicii de familie, dacă exista... Nu, trebuie perfuzie lungă, nu, sunt condiții de administrare la pacientul spitalizat pentru remdesivir. Niciun alt antiviral sub formă de comprimat nu are eficiență. Dar arbidolul acesta care se cumpără pe piața neagră nu are eficiență. Studii, acum selecția observațională la care fac referire unii medici, că am avut eu 3 pacienți la care le-am dat, selecția observațională nu este o metodă științifică. Este o metodă, doar studiile observaționale, analizele, meta-analizele, placebo controlate sau dublu orb, sunt metode științifice. Selecția observațională asta care o auzim la televizor, am avut eu 3, 5, 10 pacienți și le-am dat și parcă a mers bine, nu au nicio dovadă științifică. Studiile care dovedesc că arbidolul nu este eficient, sunt însă accesibile tuturor, le vedem în bazele de date medicale. Nu este un antiviral eficient și nici specific. În schimb, celelalte două, Paxlovidul și Molnupiravirul, cele dezvoltate acum de Pfizer respectiv de Merck, sunt foarte eficiente.
Paclovidul, de exemplu, scade riscul de evoluție spre formă severă și deces de și de spitalizare chiar la 90%. Excelent. 90%. Dacă toate antiviralele, dacă se administrează în primele zile de la testul pozitiv, deci este o fereastră în care ele pot fi, dar ele nu vor fi accesibile. Vă dau un exemplu, în Statele Unite, de exemplu, s-a crescut comanda la 20 de milioane și au reușit să furnizeze pentru 450.000 de pacienți. Cu siguranță pentru valul 5 nu va fi, din păcate, accesibil pacienților din România. Capacitatea de creștere a producției pentru acest antiviral este mult mai mică decât capacitatea de creștere a liniilor de producție pentru vaccin, de exemplu. Este pretențios, este o sinteză chimică în multe etape care durează și nu se poate crește capacitatea de producție la, să fie calibrată la nevoile actuale. Nu îl vom avea, din păcate, în valul 5. Dar cum s-ar putea să fie ultimul val? Să scăpăm de nenorocita asta de pandemie și să contemplăm ce am făcut rău, ce am făcut bine, să ne pregătim mai bine pentru alte poveri asupra sistemului de sănătate, fie că vor mai fi alte epidemii, și să începem să recuperăm din screening-ul de pictare precoce și monitorizarea bolilor care ne-au scăpat în acești ani, să ne punem la punct sistemul de evaluare precoce, de screening al pacienților cardiovascular pentru boli neoplazice, toate aceste lucruri de care vorbim de ani. Bine, mulțumim mult, domnule Adrian Viner, vă dorim un an bun, multă sănătate și mulțumim cu atât pentru intervenție. O zi bună tuturor. Mulțumim. Domnul John Iombanu, vis-a-vis de Constituție, pentru că am discutat la început că o să abordăm problema legată de modul în care actele Curții de Justiție a Uniunii Europene au sau nu au prioritate față de deciziile Curții Constituționale, implicit mă refer aici la legea fundamentală, pentru că s-a discutat foarte mult despre acest aspect. Vă rog și apoi domnul senator Lavric. Domnul Banu, vă ascultăm. Da. În primul rând, aș vrea să o corectez și a spus la ministru, s-a referit la Vila Voiculescu, cam ministru acolo, nu avea ce căuta. E același lucru și cu domnul Bulai, care părea economie sau nu unde. Deci nu mai fost. Nici n-a fost la economie, a fost domnul Năsui. Năsui. El era comisia pentru control. Da. Vreau să-i sugerez domnului Ovin ca cadru... Lavric. Nicio problemă. Scuzați. Sunteți pe aproape. Pregătiți mielul pentru... Dați-i un pahar cu apă domnului Banu. Dar nu e aici încă noi, din păcate. Vreau să spun că meritocrația trebuie să primeze politicii, oamenii, chiar dacă aveți membri politici, ar trebui să dați importanță meritocrației. Deci este just o fie pentru că sunteți un partid de creștere și ar trebui să luați notă de aceasta și v-au luat, puteți să fiți convins că au luat notă de asta. De moment ce vreau alegeri anticipate. Evident. Da, ar fi fost un câștig pentru aur. Asta e cu totul ce aș vrea să zic că revoluția este bucuria știa noi cu ei. Deci deocamdată lăsăm alegerile anticipate cu parte. În ceea ce privește Constituția României ar trebui, pentru că aceasta este și tema emisiunii dumneavoastră, ar trebui să nu fie schimbată, să nu fie, cum să zicem, la mâna Constituției Uniunii Europene, care în Uniunea Europeană ar trebui să gândească să știe mai mult cum a fost proiectată în 1965, nu cum este proiectată în 1902, să zicem, sau 21. Deci asta este părerea mea. Noi suntem pentru păstrarea identității, păstrarea granițelor în limitele care sunt acum, nu știu cât ne ducem înapoi sau nu, dar noi suntem pentru tradiții și credeam că în emisiunea asta
o să discutăm despre Sfântul Ion, că este undeva parte de tradiția țării noastre. Da. Este, să știți că este un sfânt important dacă stăm să ne raportăm la numărul celor care poartă acest nume. Și sigur că poartă numele unui sfânt important. Categoric. Pentru care cei care au stabilit sărbătorile religioase au fixat chiar mai multe date. Una este botezul Domnului, alta este ziua de naștere a lui Ioan Botezătorul, cred că mai cândva, 24 mai, dacă nu greșesc, și chiar ziua în care a trecut în lumea celor drepți. Deci iată, a fost foarte bine, de aceea, foarte important. De aceea noi care suntem pentru păstrarea tradiției, suntem conservatori, mă refer la Partidul Națiunea Română, facem tot posibil și milităm pentru păstrarea tradiției românești, inclusiv tăierea porcului. Domnul senator Lavric, vă rog. Nu despre Sfântul Ion, da, despre sigur. Constituție. Sigur. Păi auzim tot mai mult nevoia de a revizui Constituția și te întreb de ce Dumnezeu vor să o revizuiască? Cei care se află la putere acum, PSD-ul și cu PNL-ul, bineînțeles și UDMR-ul, de ce vor să o modifice? UDMR-ul știm de ce. Exact. Ca să scăpăm de structura unitară teritorială. Da. Nu prea pot. Prima frază. Nu pot, nu dă voi 152. 152. N-au nicio șansă. Și atunci de ce se pomenește de modificarea Constituției? Păi, pentru că au două treimi, așa cum am spus la începutul emisiunii, au această oportunitate, fiindcă propunerea sau proiectul de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaților și de Senat cu o majoritate de două treimi din numărul membrilor fiecarei camere. Formal aveți care... dreptate. Păi, întrebarea este. Ce se ascunde în spate? Care e motivația? Pe care se duce la referendum? Eu, da, bineînțeles. Până la urmă decide tot poporul prin vot, prin organizarea referendumului. Da, dar motivația însă, e altă. Însă, vă spun, da, imediat o să vă ascultăm, da. Și motivația, însă, în 2012, dacă nu mă înșel, s-a inițiat o comisie de redactare a proiectului de revizuire a Constituției, însă avem pe cineva din Ploiești prin telefon, doamna Cristache Maria. Bună seara! Rapid, întrebarea pentru invitați. Și eu avem mulțumire. Colegele mele care au fost în tribunal... Stați prea aproape de televizor! Stați prea aproape de televizor! Sau dați televizorul încet, dați sonorul încet. Vă rog! Vă auzim cu ecou. Am dat televizorul la minim. Bun, vă ascultăm acum. Da. Am colegi care beneficiază de mărirea la pensie când a dus actele cu acordul și mie nu mi-a aprobat, am fost și la avocat a cadrului în proiect și nu mi-a aprobat. Mi-a trimis un răspuns că nu este permanent. Da, da, pentru că nu face obiectul discuțiilor noastre de astăzi, vă rog săptămâna viitoare să urmăriți că o să mai vin cu domnul Mircea Dogaru și cu doamna Dorina Barcar și atunci dânsii sunt în măsură să vă răspundă la aceste întrebări. În special referitor la pensiile civile, doamna Dorina Barcar, da? Săptămâna viitoare, marți sau miercuri, da. Vă rog, așa. Domnul senator. Eu am spus, tată, scuze, că eu m-am întrerupt pe mine. Și am spus că s-a format acea comisie de revizuire condusă prima dată de domnul Crin Antonescu, care ulterior și-a dat demisia din orice funcție publică pentru că n-a reușit să-l demită pe Traian Băsescu și a promis, și a fost preluată această comisie de domnul senator Ioan Chelar. Au muncit foarte mult, s-a ajuns și la avizul Consiliului Legislativ, a dat ok, Curtea Constituțională și-a exprimat punctul de vedere, însă au avut loc alegerile prezidențiale și domnul Chelar a zis, domnule, dacă mai erau 4 luni până să aibă loc alegerile prezidențiale, toată acea muncă de 2 ani de zile o materializam prin modificarea Constituției. Modificarea înseamnă raportarea la tot progresul internațional în domeniul economic, social, politic. Din 2003 n-a mai fost modificată, deja sunt 19 ani. Vă rog. Ascultându-vă, mi-am uitat gândul, da. Ideea modificării Constituției nu plutește doar în aerul politic al României, ci în toate statele din Uniunea Europeană. Scopul este ca
toate statele să-și uniformizeze anumite articole din Constituție, în așa fel încât îmbinându-se să se ajungă la ceea ce s-a vrut de la început, dar nu s-a spus în privința Uniunii Europene, și anume să înceteze să fie un club de națiuni creștine și să preschimbe în Statele Unite ale Europei, adică într-un stat federal, cu o singură capitală, un singur parlament, un singur președinte, un singur guvern. S-a cercat Constituția Europeană, știți foarte bine. Niciodată nu s-a spus de la bun început asta, tot timpul a fost politica tatonării și a pașilor mărunți. Asta se încearcă acum, asta vrea revizuirea Constituției, se încearcă prin revizuirea Constituției. Norocul nostru este că acel articol 152 blochează tocmai revizuirea în punctele acelea cruciale, grație cărora nu vor putea să modifice suveranitatea, unitatea teritorială, libertatea, sigur, justiției. Sigur, integritatea teritorială, independența justiției, limba oficială. Deși încearcă tot timpul. Da. Gândiți-vă la această hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene, prin care judecătorilor noștri li s-a recomandat, chipurile facultativ, nu imperativ, să nu mai asculte de deciziile Curții Constituționale. Da. Asta este asmățire, este instigare. Curtea Constituțională, săptămâna trecută, a venit cu un răspuns, știți foarte bine, da, și a spus, în momentul de față, normele Uniunii Europene au prioritate decât față de dispozițiile contrare din legile interne, numai revizuirea Constituției în sensul care avea prioritate și față de legea fundamentală sau de deciziile Curții Constituționale putea schimba asta. Asta a spus Curtea Constituțională. Pe scurt, da. Tot timpul am fost învinuit că suntem anti-europeni și că nu vrem, vrem să respingem. Nici vorbă, locul României este în Europa, nu avem unde almiter să ne ducem. Dar vrem o Uniune Europeană, club de națiuni creștine, de state naționale, pe care nu treci peste ele și le modifici cum vrei tu, schimbându-le identitatea, modificându-le identitatea demografică și aducând prin colonizare premeditată aici populații alogene. Ce spunea domnul doctor, organismul uman percepe orice alogen, orice antigen, ca fiind un patogen pe care trebuie să-l respingă. La noi, în Uniunea Europeană, această imunitate națională este lovită, distrusă. Noi nu mai percepem alogenul ca fiind ceva patogen. Noi suntem xenofili, nu avem voie să mai fim xenofobi. Către asta se tinde. Asta este scopul, asta e motivația finală. Iar noi spunem nu. Sunteți de acord, doamna ministru? Nu, noi suntem români. Doamna ministru. Eu cred că nimeni nu ne oprește pe noi să facem lucruri importante pentru românii din această țară. Și neputința noastră ne pune să găsim alți vinovați. Din păcate, să știți. Este, ce spun eu e foarte trist, dar este o chestiune pe care o afirm din constatările de ani de zile, urmărind ce se întâmplă. Deci nu te oprește Uniunea Europeană să înnoiești toate școlile din România. Trebuie să dai bani pentru chestiunea asta. Nu te oprește Uniunea Europeană, ne-a dat bani să facem spitale și iată că suntem după atâția ani și spitale noi sunt foarte puține. De ce? Atunci de ce învinovățim pe ei? De neputința noastră. Eu cred că aici trebuie să încercăm să scoatem în lumină potențialul pe care cetățenii români îl au de a face lucruri în țară pentru România. Ieri am abordat această problemă tot aici când am vorbit de vânzarea terenului față de străini, cetățenii străini. Și care s-a invocat că așa a fost o condiție de aderare și preaderare pentru români. Și eu am fost într-o delegație la Bruxelles, la Parlament, și acolo, într-o întâlnire cu noi, era mai mulți, vreo 80 de persoane, am pus această întrebare. De ce s-a impus român? Și mi-a spus foarte, nu mie, tuturor de acolo, unde mi-a răspuns întrebării, că nu noi am dat asemenea dispoziție, exact cum a spus, noi nu dăm asemenea dispoziții. Guvernul României a făcut treaba asta. Scurt. Da. Domnul Ban. Și aș mai vrea să spun ceva de acest lucru. Da, și apoi domnul Ban. Apropo de relațiile noastre ale țării României cu Uniunea Europeană. Sigur că tot ieri am discutat că noi suntem europeni. Nu, pro-europeni, nu se pune problema să vorbim. Cum a spus și domnul Lavric. Exact. Ca să ne luăm acest lucru. Și încă unul. Nu e împotriva vaccinării, ci a obligativității vaccinării. Însă avem pe domnul Cristian din București. Vă rog, rapid întrebare. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Pentru domnul Lavric, întrebare. Da. AUR, după ultimele sondaje, e în creștere și tot va crește. Promisiunile sunt frumoase, să zicem așa. Ce se va întâmpla în varianta că AUR va ajunge la un procent foarte mare și va conduce efectiv
țara asta. Da. Ce se va întâmpla dacă nu vor respecta ce spun acum? Ce spun acum? Da. Și toate promisiunile. Bun. Mulțumim mult pentru intervenție. Vă răspunde domnul Lavri. Da. Vă rog. Păi dacă, și apoi domnul Barufi. Dacă nu vom respecta ceea ce am spus de la bun început, vom semăna cu toate partidele politice de până acum și vom fi încă o decepție din șirul atâtor dezamăgiri de care au avut parte românii din 1990 până acum. Și atunci vom plăti și noi, dacă suntem chiar atât de lichele și de stârpituri, cum au plătit și celelalte partide, adică încetul cu încetul vor fi scoase din circuit. Dacă vom ajunge... Ceilalți au fost așa, să reformulăm, au fost mai puțin convingători, mai puțin profesioniști, poftim. De judecata istoriei nu scapă niciun partid, vă dați seama. Nu putem generaliza că au fost toți lichele și așa. S-au făcut și lucruri bune. Da, domnul Ban, vă rog. Vreau să mă refer la Constituție, la schimbarea Constituției. Da. Schimbarea Constituției, noi, Partidul Național, este pentru revizuirea ei, pentru că trebuie să existe o Constituție care să nu dea loc la niciun fel de interpretare. O singură întrebare, ca să nu lungim. Sunteți de acord ca normele Uniunii Europene să fie prioritare față de legea fundamentală sau față de deciziile Curții Constituționale? Nu, n-aș spune că sunt de acord cu normele. Nu știu exact ce spune. Poate să fie niște linii directoare, dar în principiu Constituția României trebuie să priveze. Ea trebuie să fie cea care să creeze pentru națiunea noastră, pentru că noi suntem pentru națiune. Suntem pentru o Uniune Europeană care noi să fim, cum a spus dânsul, un club al națiunilor. Nici de cum să fim o națiune Uniune Federală. Deci, Uniunea Europeană trebuie să primeze în primul rând economic și bineînțeles, securitatea fie parte. Da, doamna ministru, vrea să contesteze. Este poziția noastră. Da, doamna ministru. Acum, în acordul de aderare, nu se specifică nimic legat de Constituție. Este legea supremă și ca urmare și aici la articolul 4 din tratatul european. Nimic nu primează asupra Constituției României. Și de aici și poziția Curții Constituționale, am înțeles-o exact așa. Într-adevăr, în acordul de aderare, se precizează faptul că atunci când Parlamentul României emite o lege, ea nu trebuie să fie în dezacord cu directivele europene. Exact. Pentru că Parlamentul European este văzut ca o structură la care participă toate țările europene. Și atunci, evident, legislația românească trebuie să țină seama de directivele. Doar de directivele europene. Directivele europene sunt cu putere normativă maximă și obligatorie pentru toate țările membre. Îmi permiteți să-l citesc pe generalul de Gaulle, președintele Franței, care creionând încă din anii 68, când a fost la noi în România, am auzit discursul, eram medic la începutul carierei și chiar eram de gardă. Ce a spus despre această Uniune Europeană? Ca un fel de l'Europe de la patrie. Adică componentele sunt patrii. O patrie înseamnă o țară de sine stătătoare. Deci din păcate mai avem un minut. Nu dispare patria. Mă interesează, domnul Lavric, din perspectiva Alianței pentru Unirea Românilor, ce veți face în următoarea sesiune parlamentară? Eu aș vorbi de Constituție să fie actualizată. Asta spune și domnul Ban. Nici revizuită. Da, nu, vă rog, am dat-o, lăsăm așa, nu clintim o iotă, pentru că nu e momentul prienic. Cine știe ce interese, așa e, anumite, când aude supremația dreptului european asupra celui național, numai cuvântul supremație, măcar să fi zis întâietate sau prioritate, nu supremație, adică hegemonie. Nu, spus așa. Cum a spus doamna ministru, nu dumneavoastră, este expresia autoritate, spune. Dar eu cred că asta trebuie să spunem oamenilor. Nu, să nu avem legi contrare, asta e cel mai important. Vă rog, deci perspectiva aur asta va fi, pentru că, vedeți, dumneavoastră veți mili... Oricum, cei care au în acest moment majoritatea parlamentară știu că dacă ar modifica Constituția în anumite puncte de vedere care nu sunt conforme cu poziția, nu neapărat aur, a românilor,
urmează referendumul, unde perioada de până la referendum, acele 30 de zile, au știe ce are de făcut. Eu risc să spun că nu se va produce modificarea. Sigur, și eu sunt de acord. Domnul Banu, se va produce sau nu revizuirea Constituției? În 10 secunde. Eu sper să se revizuiască. Bun. Mulțumim mult pentru prezența în emisiune. Mulțumim domnului Banu pentru răbdare. Mulțumim telespectatorilor. Mulțumim invitațiilor. Seară frumoasă în continuare. Toate cele bune. Weekend plăcut. Ne revedem săptămâna viitoare. Numai bine. Să fim iubiți.